Primarul Ion Tache a anunțat că revine în PNL astăzi într-o conferință de presă la sediul Organizației Liberale Județene. El a explicat că a plecat la PSD pentru a primi finanțarea necesară unor proiecte importante în comuna Adunații Copăceni. În ziua în care am trecut la PSD, am spus și astăzi o să repet din nou, nu sunt primarul meu, că dacă aș fi fost primarul meu, nu aș fi făcut niciodată pasul la un alt partid. Eu sunt liberal din tată în fiu și sunt un liberal cu o convingere adevărată a liberalismului și a filozofiei liberale. Ion Tache a mai declarat că vor mai fi și alți primari importanți din județ care vor reveni la PNL. M-au întrebat dacă știu ceva. Acum nu știu la ce s-au referit și mi-au zis, zice, e bine dacă ai făcut acest lucru și iată că astăzi îl materializez venind în fața dumneavoastră și anunțând public. Dacă cineva mai avea vreo îndoială, de astăzi să știe public că, am făcut deja pasul și am bătut palma definitiv cu PNL-ul. Și după discuțiile pe care le-am avut cu cei câțiva colegi, eu am ferma convingere că în următoarele săptămâni, zile, veți vedea că vor mai veni și alți primari importanți din județ lângă noi. Ion Tache a plecat din formațiunea liberală la PSD în anul 2014, odată cu apariția Ordonanței 55, care a permis aleșilor locali să plece dintr-un partid în altul.